Hei, Ghi, ce nican, ni da con nican. Ha, ei, che si, lo jur la nana macare, gen? E glumea, fratelor, ce mai faceți? Astăzi voi face un tutorial cu Sunny Vegas, da? Mi-a spus unul că vrea să știe ce efect Dumnezeu, ce... Opa. Ce efect a făcut acest tip incredibil. Și eu nu vreau să-i arăt, doar prin tutorial. Bun, să vedem aici. Și aici vedeți că vine chestia asta, pac, așa fain, vum. Vezi? Vum. Și aici e blur. Mă, părerea mea este că eu știu să fac, dar din păcate eu nu am un videoclip, videoclip în real life. Și poate nu se vede așa bine cum fac eu un sample ăsta. Deci, poate în real life se vede mai bine, poate nu, n-am nicio idee că n-am un videoclip real life. So, sorry about that. Ok, să începem. Bun, să zicem că vrem să fie blurul partea asta, deci vine blur, pac. Pe aici oprim, apăsăm S, ne ducem ceva de genul pac, atâta, apăsăm S, ăsta îl punem mai încolo și de aici tragem cu click, apăsăm Ctrl și îl dăm așa, ca să fie un slow motion. Ceva de genul. Cam așa ceva. Bun. Va fi ceva de genul ăsta. Pac. Numai că s-au de nașpa, de-aia eu pun tot tipul mute să nu se audă și după aia pun o melodie. Acum las să fie așa. Bun. Deci, prima dată vreau să fac aici blur, după aia aici blur. Să începem. Dăm insert, video track, insert, video track. Și acum îl punem sus cu control și click și îl punem tot sus și îl facem. Știți voi cum să faceți, că ați învățat deja. Ne ducem la pen crop, dăm pe mask să fie bifat mascul și îl facem ceva de genul. Așa, ceva de genul ăsta. Așa, aici să fie blur. Așa. Pa dăm pe radial blur. Îl punem aici. Și vedeți că aici e blur. Vedeți? Îl punem cam la 6000. Salvăm asta, control C. După aia, ne ducem aici. Ăsta, tot așa, control click și îl ducem până sus. Și normal că a dispărut asta. Acum, tot aici, la pan crop, facem celălalt triunghi. Așa, pac, 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 pac. Bun, acum iară tot așa facem, punem de la radial blur, punem aici și aici îl facem 600 tot atâta. Și va fi ceva de genul ăsta. Vezi? Numai partea asta îi. Normal, dacă nu vreți să fie așa aproape, puteți da delete și puteți da mai încolo, așa. Ceva de genul ăsta. Și vedeți că aici sunt două. Să-l închidem, îl ștergem, să fie numai ăsta. Va fi ceva de genul ăsta. Vedeți? E ceva blur, blur. Normal că poate videoclipurile astea era live, se vede mult mai bine blurul cum e aici, vedeți? Aici sample nu prea se vede bine. Oricum, asta a fost pentru ziua de azi. Dacă vreți un efect anume și nu știți cum Dumnezeu se face, dați un comment sau PM sau pe Skype. Ne vedem data viitoare. Bye bye!